Bun găsit la buletinul știrilor, sunt Ionela Onițiu. Dezamăgire pentru mulți în fața rezultatelor la bacul de toamnă. Dacă după fiecare probă candidații spuneau că se așteaptă la o notă de trecere pentru că nici nu își doreau mai mult, li se le-au arătat cu totul altceva. Promovabilitate ușor peste 13% în țara Făgărașului. Proporția este chiar mai mică decât la nivelul județului nostru, unde au trecut examenul 19,5% dintre candidați. 13,29% este procentul de promovabilitate din țara Făgărașului la bacalaureatul de toamnă. În urma celor trei probe susținute săptămâna trecută la centrul de evaluare de la Radu Negru, din cei 342 de candidați înscriși, doar 38 au reușit să promoveze examenul de maturitate. Probele care au dat bătăi de cap și în această sesiune au fost matematica și fizica, unde peste 80% dintre absolvenți au fost respinși. La matematică, din cei 222 de înscriși, doar 62 au reușit să obțină o notă peste 5. În ceea ce privește fizica, numai 5 din cei 65 de candidați s-au bucurat de reușită. La limba și literatura română, numărul absolvenților care au promovat este mai mare. Din cei 189 care nu au reușit să obțină note de trecere în sesiunea din vară, acum 108 s-au pus cu burta pe carte și au obținut o notă de trecere. În centrul de examinare din orașul nostru au susținut cea de-a doua sesiune a bacului candidați ce provin din 6 licee. Cei mai mulți au fost de la grupul școlar Dr. Ioan Șenchea, 144 de absolvenți, urmat de colegiul Aurel Vijoli cu 95. De la Victoria, colegiul Alexandru Bărbat a avut înscriși 46 de elevi. Ieri a fost ziua depunerii de contestații la centrul Făgărășan. 56 de candidați nemulțumiți de nota au solicitat reevaluarea lucrărilor. Aceștia vor afla răspunsul miercuri 7 septembrie, când se afișează și rezultatele finale. Dezbaterea prinsă la Șercaia, unde consilierii locali trebuie să decide dacă îi dau voie unui proprietar de stână să-și construiască un adăpost pentru animale. Solicitantul este din Poiana Mărului și de 7 ani crește oi la Șercaia. Aleșii locali nu s-au grăbit să elibereze autorizația pe motiv că omul ar putea intra în conflict cu alți proprietari de pământ care au terenuri agricole în zonă. Bărbatul are peste 400 de oi, la care se adaugă 30-40 de vite. Este proprietar al terenului unde pasc oile și vrea să-și extindă afacerea. Își câștigă existența de pe urma produselor lactate pe care le produce. Cu o cerere pentru certificat de urmărism. Să-mi construiesc o anexă gospodărești plus o magazie, un beci pentru să păstrez produsele tradiționale. Brânză, urdă de lemea, caș. Că nu sunt condiții, e căldură mare și nu le poți face cum trebuie. Și am depus. Ați văzut, ați auzit și dumneavoastră ce răspuns am primit. Când 2-3 zile de răspunsul. Primarul din Șercaia s-a sfătuit zilele trecute cu aleșii locali. Rezultatul a fost un interogatoriu pe cinste la care a fost supus ciobanul, ca niciun detaliu să nu fie scăpat din vedere. Eu nu am vrut să-mi asum această responsabilitate fără a aduce consilierilor la cunoștință această problemă. Consilierii și-au spus fiecare, în primul rând au cerut detalii și au spus părerea, au votat, da. Ca atare, o să-i fac informare omului. Reprezentanții primăriei spun că sarcina Consiliului este să atragă investitori, dar și să evite eventualele situații care provoacă prejudicii materiale sătenilor. Membrii legislativului consideră că proprietarul de stână deține prea puțin teren, doar 7 hectare, insuficient pentru efectivul mare de animale pe care omul îl deține. Au fost conflicte pe care omul și le-a rezolvat. Deci au fost conflicte în fiecare an, adică i-au scăpat oile, au stricat culturi, ei, ciobanii, omul și-a achitat aceste probleme, aceste incidente, s-a degrevat absolut totul prin achitarea pagubei. Ca să pui o stână aici, pe terenuri agricole, să umbri peste tot, și mie mi-ar place, fiind, dacă aș fi cioban, să-mi aleg așa mâneau să avem cinstiți. Cazul lui Ion Flangea rămâne în atenția consilierilor locali, iar omul a fost înștiințat că va primi un răspuns la începutul acestei săptămâni. Dacă este unul pozitiv, proprietarul trebuie să obțină încă un acord, de data aceasta certificatul de urbanism, care se eliberează de către Consiliul Județean Brașov. Acțiune umanitară venită din partea unor culte religioase care au făcut front comun să ajute două femei care au rămas fără acoperiș deasupra capului. Este vorba despre proprietarele de pe strada Negoiu, al căror apartament a sărit în aer în luna decembrie anul trecut.
Două femei, mamă și fiică, au rămas pe drumuri după ce apartamentul în care locuiau de pe strada Negoiu vis-a-vis de fosta Uniune a sărit în aer la mijlocul lunii decembrie a anului trecut. De atunci, spun vecinii, cele două stau la niște cunoscuți în satul Vad. În curând se vor putea întoarce acasă, iar locuința va fi predată la cheie. O echipă de muncitori a reușit să mascheze toate semnele care aduc aminte de explozie, însă chiar și așa rămân urme permanente ale tragicului eveniment. Niciodată n-am văzut în așa hal un apartament. Erau pereții crăpați, deplasați. Parduseaua lăsată cu 10 cm în mijlocul parduselei. După câte vedeți, după explozie s-au deplasat pereții. Asta mai puțin, dar cealaltă s-a deplasat 3 cm. Cât s-a deplasat, bag două degete și doar acum este în bolovoc. Ajutorul pe care cele două femei l-au primit a venit din partea unor oameni cu suflet de diferite religii, ortodoxi, catolici și adventiști. Au căzut de acord că femeile în vârstă de 50, respectiv 70 de ani, merită o nouă șansă. Vecinii se tem de revenirea celor două în apartament, cu toate că se feresc să declare în gura mare. Explozia din locuința făgărășenilor a provocat daune mari și celorlalți locatari, care au fost nevoiți să suporte singur cheltuielile pentru reparații. Am o igrasie groaznică, din cauza că în exterior, acolo unde se întâlnesc pereții, toată izolația au căzut jos și când plouă în partea noastră, deja îmi curge apă în casă. E nenorocire, ușa mi-a dărâmat-o complet, acum trebuie să o schimb, neapărat trebuie să o schimb. Geamul mi l-am pus și, deci asta, am igrasie în toată casa. Eu n-am avut, de 30 și ceva de ani aici locuiesc, eu n-am avut igrasie cum am acum. Pentru că, puteți să vedeți când veți coborâ, să vă uitați la etajul 3, între 3 și 4, cum a căzut toată izolația, de la, din partea asta până în cealaltă. Vecinii de pe scară spun că cele două femei sunt cunoscute drept consumatoare de alcool și sunt de părere că tocmai acest lucru, alături de improvizația la instalația de gaz, au dus la deflagrație. Știind faptul că explozia aceasta a pornit de la o scurgere de gaz, la o improvizație a instalației de gaz, noul sistem de încălzire nu se mai bazează pe gaz și pe centrală, așa, ci pe un sistem mult mai nou, încălzire cu panouri electrice prin radiații infraroșii. Este o încălzire mai sănătoasă și se spune că este mult mai economică, deși investiția inițială e poate un picuț mai mare. Dar în timp este scutită de riscuri inutile și o încălzire foarte, foarte sănătoasă. Renovările sunt pe ultima sută de metri. Acum se mai lucrează doar la montarea instalațiilor sanitare și a plintelor pentru parchet. Când totul va fi gata, proprietarele revin acasă după aproape 10 luni în care au locuit pe la prieteni și cunoscuți. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Până mâine vă spun toate cele bune!